Dumnezeule, vă rog. Știți ce mă gândeam? Noi facem de fapt o speculație jurnalistică și sigur aveți tot dreptul să o faceți, dar nu avem de fapt nicio comunicare oficială din partea lui Bibi Netanyahu referitoare la sosirea sau amânarea sau anularea acestei ședințe de guvern. Iar speculația e interesantă din perspectiva faptului că s-ar baza pe, vezi doamne, plângerea penală împotriva prim-ministrului României, când în Israel în același timp, împotriva lui Bibi Netanyahu, premierul Israelului, avem o anchetă penală care curge deja de câteva luni pentru fapte de corupție. Adică lucrurile sunt mult mai interesante dacă e să ne uităm la fapte reale, nu la speculații oficiale, pe un site despre care nici nu știm dacă se bază pe informații reale sau nu. Aici ar fi, dacă este așa, să păstrăm ceea ce ne ziceți dumneavoastră citând presa de acolo, este o situație delicată din ambele puncte de vedere, nu? Atunci și din partea României și din partea Israelului, un context delicat în care ar fi avut loc această întâlnire. Dacă ar fi fost așa, nici vizita doamnei Dăncilă în Israel nu era posibilă la vremea respectivă, pentru că, așa cum vă spuneam, Benjamin Netanyahu este cercetat pentru corupție în Israel. Haideți să nu mergem în speculații atât de departe, dar dacă vine vorba despre posibilitatea, spunea domnul Savu, cum își dorește un reprezentant al opoziției să aibă loc o astfel de întâlnire, nu? Pentru că este benefică pentru România. La urma urmei, sunt doi prim-miniștri, două guverne, unor state absolut respectabile. Făceați referire la eventuala sosirea lui Netanyahu în România în contextul în care doamna Dăncilă ar fi suspendată. Păi vă aduc aminte de momentul absolut penibil în care premierul Japoniei împreună cu delegația de afaceri sosește în România, dar PSD-ului ce-i pasă de țară? Avea treabă domnul Dragnea cu domnul Tudose, l-au demis. Domnul Tudose a demisionat. Vedeți? Nu, este strict. Nu, că de fapt că n-a fost un joc intern. A demisionat așa, pentru că l-a apucat sala de conștiință peste noapte. Haideți să fim serioși.